început începe încet, dar da, după aia... Da, după aceea începe haos. Îți place? Îți place? Dinții ascuțiți ai măi. Bine, măi, zăpăcesc cu ei. Că... Ia ce sforicică avem pe noi. Bravo, bravo, ia să vedem sforicică. Dacă îi zic, nu e degeaba, că ea intră într-o mică frenezie. Este fetiță, nu? Da. Ah, ce bine. Ce este bine. Fetiță. Dar știți care e chestia? Că eu și fratele meu am luat fiecare câte un câte o cățelușă. A lui este un pic mai mare de vreo 4 luni, este neagră și eu am luat-o pe asta mitric. Cea neagră e mai liniștită dacă îi spui nu. Vă salut, dragi prieteni, Cătălin Cornea sunt. După cum vedeți, am venit la un pitbull în miniatură. Și pentru că foarte mulți mi-ați scris acolo cum să facem să ne ferim de mușcăturile puilor, care au niște colți extrem de ascuțiți și care ne atacă ca niște fiare, după cum observați. Am zis să facem un pic de exemplificare acum, ca să aveți un mic exemplu acolo. Sunt aici cu stăpâna cățelușei aceasta, un labrador ciocolatiu care are numele... Yumi. Yumi. Yumi, yummy, yummy, ce bună este mânuța mea, nu? Da. Și bineînțeles, cum m-am întâlnit cu Yumi, m-am mirosit un pic, s-a uitat un pic în ochii mei și după aceea a început să mă ronțe. E ca și cum aș fi o nouă jucărie pentru ea. Astfel că o prind și pe ea, nu? În cadru. Foarte bine, că merită. Să fie trasă în poză, să o facem de râs. Glumesc. Toți puii fac așa, nu contează că sunt labradori, că sunt bișoni maltezi, că sunt pomeranieni sau sunt pitbull. Vedeți cum face? Este o fiară în miniatură. Vrea neapărat să mă agațe cu dinții. Este un reflex înnăscut, este forma lor de comunicare, asta trebuie să înțelegeți voi. Au, au, dacă s-ar mușca între ei, au, cu dinții ăștia, bă, dar ce strânge. Mă scuzați, o să mai auziți sunete de genul ăsta. Dacă aș avea și o blană ca ea și pielea asta extrem de flexibilă, poate că n-aș simți atâta durere, numai că noi suntem construiți altfel și din acest motiv ne resimțim și de aceea... Scriem acolo în comentarii că nu mai putem, cum facem să-i oprim. E, eu am venit cu o idee pe care i-am spus-o și stăpânei acestui cățeluș. Ca pe zgarda pe care o are pe gât să atașăm o sforicică. Dacă nu este sforicică, pentru că sforicica poate fi ronțăită de puica aia, punem un lănțișor. Haideți să vă arăt ce fel de lănțișor, ca să înțelegeți. Da? Ia scoatem de aici din... Uitați-vă un pic. Am pus haina sus să nu fie în pericol. Vedeți lănțișorul acesta? Este un lănțișor luat... Într-un magazin de materiale, gen Hornbach, Bricostor, eu știu, Dedeman, ce vreți voi, se găsește la rolă. E, dacă atașez acest lănțișor, pentru că foarte mulți din pui, vedeți, apucă cu dinții. Dacă eu vreau să mă folosesc de această foricică pe care Yumi o are la gât, deja acum, la sugestia mea și foarte bine a făcut stăpâna ei că i-a atașat-o, la un moment dat, cățelușa, văzând că ceva o ține sub control și nu-i permite anumite ieșiri, mușcă din sforicică. Când simte acest material, o să tragă de ea și o să ia uite, acum îmi trage de șiret. Îi se pare foarte interesant să se folosească de aceste materiale. E, de obicei, puiilor le atașați un astfel de lănțișor, pe care, dacă îl ia în dinți, că toți puii au reflexul ăsta să ia obiecte în dinți și să tragă de ele, să le studieze, dacă, ia să-i fac eu o chestie cât este preocupat acolo, vedeți, toată schema este ca, în general, cățelușul să fie distras. Cu cât este mai distras, cu atât puteți să-i faceți lucruri și să o accesați, să faceți chestiuni. Tocmai de aceea, ca idee, vă recomand
Atunci când vreți să mângâiați câinele, să-l țineți distras pe ceva, pe o jucărie de care trage. După cum observați, are grămezi de jucării pe care ar putea să le ronțe, dar întotdeauna ce este nou și ceea ce se mișcă mai mult este mai atrăgător. Da? Deci dacă eu vreau să mângâi acest câine, mă bazez pe faptul că este distrasă de un obiect pe care îl tot ține în gură și îl molfăie. Cam așa se procedează cu pui. Da? Ne putem bucura de cățel doar în condițiile în care este distras de ceva și are gura ocupată. Da? Dacă nu are un obiect de care să fie preocupat, folosim mâncare. Ținem mâncarea, ronțe la mâncărica aia, noi mângâiem cățelul, la un dat i-o dăm. Printre altele, stingem reflexul pe care puii îl au de a te apuca cu dinții atunci când sunt accesați fizic, cum fac eu acum. E un reflex cu care se nasc. I-ați văzut când sunt mici și de-abia merg pe picioare și unul deschide gura, l-atinge pe celălalt, se întoarce și ăla și atunci se dau cap în cap să rostogolesc. De când sunt mici, de la o vârstă extrem, extrem de fragedă. Nici nu se țin pe picioare. Asta fac până când la un moment dat sunt desensibilizați de această atingere și în consecință va trebui să lucrați la asta. Până să lucrați la asta în situațiile de zi cu zi, trebuie să aveți la dispoziție un mijloc prin care să controlați câinele și să reușiți astfel să ieșiți dintr-o situație în care chiar veți fi deranjați de faptul că vine cu dinții să vă muște, ok? Lanțul ăsta îl puteți prinde, de exemplu, eu acum fac o improvizație, dar îl puteți prinde cu un șoricel din acela care se strânge de o carabinuță și apoi îl prindeți de aici. Oricât ar sta cu lanțul, sta cu el deoparte, poate să-l molfăie în dinți, dar nu-l poate strica. Nu-mi anulează, practic, mijlocul de a-i controla accesul cu dinții la mâna mea sau la piciorul meu, la șosete, oriunde. Vedeți? Încearcă să-l ronțe. Ăsta este un reflex, având în vedere că este un obiect. Dacă vrea să mă muște, de exemplu, cum acum ar vrea să mă muște, ok, dacă vrea să mă muște, eu pot să-i limitez accesul la mâna mea. Până când, la un moment dat, renunță și încearcă altceva, da? E musai să-i limitez accesul la... Uite ce ține cu dinții de fieră, da? Controlez câinele în a accesa ceea ce nu vreau să apuce cu dinții și în special pe mine, pentru că uitați, dacă vreau să iau câinele în brațe, când am pus mâna pe el, să-l ridic, mă mușcă de mână. Și atunci eu va trebui să mă retrag. Câinele înțelege genul ăsta de reacție din partea mea, venită tot dintr-un instinct de conservare, și atunci începe ofensiva în a folosi dinții în mod special ca să... O să folosim sporicica asta pe una alta, ca să mă respingă. Dar eu vreau să controlez câinele fizic și atunci, pentru a nu putea, vedeți, dacă îl țin de aici, mă mușcă de mână. Pentru a nu putea să-mi acceseze mâna asta care controlează câinele și, vedeți, îl bag într-o formă de freezing, așa, se blochează și rămâne pe loc, îi controlez capul de aici. De câte ori vrea să se întoarcă să mă apuce cu dinții, eu îi controlez capul. De câte ori vrea să mă agațe de haină, eu îi controlez capul. Până când, după câteva încercări de a se lupta să mă respingă, cedează. Și atunci când cedează, îi las libertatea de a se mișca. Da? Ia uite ce încântată e de lănțișorul ăsta. Ia uite-te. Instinctul de vânătoare. Te distrezi. Aoleu, mai bine tragi de lanț ăsta decât să tragi de mâna mea. Ce zici tu? E așa? Ții zi, mă, copil. Vrei jucăria asta? Corect. Știu că vrei jucăria asta. Ești un cățeluș? Au. I-am distras atenția. Dar vedeți reflexul? Atunci, dacă las câinele să muște de aici, pot să-l mângâi și nu se mai întoarce către mâna mea. Da? Ții să fac. Dar sunt mică și sunt nezgrevană.
Dacă sunt cu lesa mână și m-a prins de acea mână, vin cu mâna cealaltă și preiau sfoara și controlez câinele și accesul lui la mâna mea. Observați? Până când la un moment dat renunță. Când renunță, dar când renunță, atunci îi ofer ceea ce ar putea fi interesant pentru ea. Trebuie doar să descoperiți ce. Orice obiect, o bucățică de mâncare. Și când e pasivă, vedeți, o mângâi și asociez asta cu perspectiva unui obiect cu care să se joace. Ia uite, ia uite-te. Ia uite-te ce fiară sunt. Ia uite-te ce fiară sunt. Mă lupt cu acest lanț. Vreau să dețin acest lanț, să fie în... sub controlul meu. Vă puteți juca cu obiectele, stimulați instinctele vânătoare, că după aceea o să observați că pe baza acestui instinct puteți să vă dresați câinele să stea și în cap, dacă vreți. Da? Deci este aici. Își dați seama, dacă sare sus aici să încerce să acceseze, nu câștigă nimic. Dacă stă cu minte, ia uitați, cum apucă cu dinții și controlez culesa, da? Atâta timp cât îl vedeți preocupat de voi, păstrați sforicica sau lănțișorul în mână și controlați-vă câinele în așa fel încât să nu fiți nevoiți să vă feriți voi mâna și să atrageți câinelui atenția asupra acestui comportament. După ce stă calm, vedeți, asociez mângâierea asta, mângâiere, mângâiere, mângâiere și apoi îi dau de aici altceva. Mângâierea va însemna efectiv un semnal că vine ceva interesant de undeva, deci să rămână atentă în... din acest punct de vedere. Firai, tu să fii de fiară, iar mă muști. Iar mă muști ca o fiară ce ești, iar mă muști, iar mă muști. Dacă totuși și-a prins dinții în... și-a prins dinții în... vedeți? Trebuie să controlați accesul câinelui. În așa fel încât să slăbească reacția, să slăbească priza și să accepte mâna în preajma... în preajma gurii. Vedeți, când nu mă mai vizează pe mine, pot să las foara din mână și să se ducă întreaba ei să caute. Când vine să mă acceseze din nou, preiau foara și controlez câinele, da? Deci, dacă sunt aici și mă vizează și vrea să se ocupe de pantalonii mei sau să facă lucruri, am preluat sforicica și o țin un pic aici. Și pot să vorbesc cu un prieten, pot să iau masa, dar pot să controlez și câinele când vrea să își folosească dinții să mă deranjeze. Când pleacă, lasă sforicica din mână. Haideți să facem acum, dacă tot este preocupat de chestiunea asta, să lucrați, să limitați un pic accesul la obiect. Da? Acum îl miroase, e ok, e normal... ca prin miros să ia contact cu obiectul. Dau cățelul jos. Dacă stă cu minte, dau cățelul jos. Nu-l las să devină ofensiv și să mă muște. A stat cu minte, îi ofer ceea ce își dorește. Trebuie să lucrați un pic și nu uitați că între ei când comunică, inclusiv... Aoleu, ce-o fi aia? Ce-o fi aia? Inclusiv mama lor în cuib îi accesează fizic și îi modelează, le limitează opțiunile. Ce este chestia? Ce este chestia? Vai! Un obiect neidentificat. Nu-i așa? Nu-i așa? Un obiect neidentificat. Deci controlați cățelușul până se calmează. După aceea este musai să îi distrageți atenția pe altceva, să îi redirecționați atenția, da? Observați că acum este plină de nervi și nu se lasă controlată. Dar, când stă calmă, redirecționez atenția ei către altceva. Cum e? A revenit, preiau iar sfoara să o controlez. O dau jos. Îi puteți spune ușor, ușor, jos, jos, jos. După care, pe acest stand-by, să zic așa, îi oferiți ceva de care să se ocupe cu dinții și atunci puteți și voi să vă mângâiască el. Chestiunea cu folosesc mâncarea ca să nu mai muște de mâini poate fi cumva tricky.
Pentru că ea când mușcă de mâini, dacă tu prezinți mâncarea, bineînțeles că o să se oprească când ea te mușca de mâini să-și ia mâncarea. Dar poate înțelege că dacă face asta, tu sari din pantofi și dai mâncare. Deci, cum o dai, cum o întorci, trebuie întâi să oprești câinele să te mai muște, da? Ca după ce apare o reacție pasivă, în urma acțiunilor tale, nu o să-i convină, o să se zbată, o să muște din sfoară, o să se tragă, o să fie frustrată că nu mai poate să muște din mână așa cum și-ar fi dorit. Dar consumă și acel comportament, după aceea se liniștește și apoi pe acea pasivitate veniți și oferiți mâncare. Pentru câine, pasivitatea și calmul și atenția va însemna că poate câștiga mâncare. Vine perspectiva mâncare, care este importantă în viața unui pui, precum e Yumi, și nu faptul că vă mușcă de mâini. Da? Mă duc acum să salvez ușa de la balcon. Hai, dragă, vină încoace. Da? Uite, dacă vrei, ronță de aici. Vezi? Am luat-o de acolo, de la balcon, am distras-o ca să nu ronțe ușa de la balcon, dar i-am oferit ceva în perspectivă. Pe ce? Pe reacția ei de renunțare acolo și de venire la mine. Contează foarte mult. Dacă ea ar fi mușcat acolo din ușă și aș fi venit cu mâncare să-i ofer, sau i-aș fi prezentat altceva, ea ar fi înțeles că trebuie să facă ceva distrugător, cum ar fi să ronțe lemnul ușii, da? Ca eu să apar să-i ofer ceva interesant. De obicei se întâmplă lucrurile așa. Nu, eu iau câinele de acolo, a renunțat, și dau un fel de positive reinforcement cu ceva interesant în momentul în care câinele a renunțat la a face lucruri. Da? De exemplu, vreau să-l mângâi și mă mușcă, am preluat sfoara și controlez câinele. Vedeți? Când trag către cap, reflexul este de retragere și atunci se ferește să mai pună gura, chiar încearcă o variantă de a fugi de colo-colo, s-a dus singură să muște din alt obiect, mă pot juca cu acel obiect. Dar în momentul în care vrea să mă muște de mână, nu-mi retrag eu mâna, o fac pe ea să renunțe. Da? De exemplu, acum vrea să mă muște. Îi limitez accesul la mine, da? Îi limitez accesul la mine și în momentul în care va fi liniștită, o las în pace. Dar dacă nu stă liniștită, eu am sforicica în mână și o îndepărtez de mine. De exemplu, acum s-a apucat de pantofii mei. O îndepărtez până când renunță. Da? Până când își dă seama că stimulul meu o distrage mai mult decât obiectul acela interesant. După ce a stat cu minte, de exemplu, dacă am aici niște mâncărică într-un castron, îi pot oferi. Dar nu pot să-i dau mâncarea când i-am ronțăi pantoful. Pentru că atunci va ronțăi orice să te facă să vii să-i oferi mâncare. Trebuie întâi să-i limiteze accesul. Dacă vrei să o iei de acolo, să o dai la o parte, va încerca să te respingă cu dinții, deci nu este o soluție să pui direct mâna pe el și ai nevoie de această sforicică să preiei. Ia, filmează un pic aici. Vezi? Acum s-a calmat. O lăsăm așa. După ce a consumat un moment de joacă, s-a dus, a făcut și pișul, a trecut prin toate fazele ca să și-a procesat și un pic de informații, a și interacționat, că au nevoie de interacțiunea asta pentru a crea relații, se duce în lumea viselor. Da? Și atunci lăsați câinele să se așeze și nu-l zăpăciți. Când se duce în lumea viselor, se culce, nu vă duceți peste el și nu-l deranjați. Deci nu uitați, concluzia este să vă țineți câinele distras cu obiecte cât mai interesante și dacă vreți să interacționați fizic cu aceștia sau cu acesta, pur și simplu țineți-i gura ocupat. Sunt Cătălin Cornea, ne vedem în comentarii și mai discutăm. Să-mi spuneți despre experiența voastră. Ia, uite pe Iubi. Ia uite-o. Să mă mănânce, să mă ia de față, să mă... Acum ai surprinsă că am ridicat-o de la pământ, dar își revine repede și începe să dea cu gura din nou. Nu-i așa? Nu-i așa? Sunt mică și drăguță. Hai, la revedere!